Ei, uitați cât ne-am strâns aici. Măi, lume, mă. Da, fraților, azi o să cumpărăm o piesă importantă în PVM, și anume un arc. Cum o să arate, ce îi, cum arată, cât costă și așa mai departe, o să aflăm. Am niște emoții, bă, uitați câți au venit. Bă, toți care sunteți aici, vă mulțumesc că sunteți alături și... Na, ce pot să cer mai mult? Nu e nimic, Sido, stai liniștit. Nu e absolut nicio problemă. O să luăm un arc Zodiac plus 9 cu medie. O să vedeți voi, de fapt. Să se vadă bine toți ce au fost prezenți. Vă mulțumesc încă o dată de suport oferit și așa. Și nu știu, bă, nu știu ce să zic aici. O să decideți și voi. O să vedeți. Da, să știe lumea. Na, asta nu a vrut. Așa. Deci, lume. Gata, băi. Mamă, mamă, mamă. Zeus, tu stai mai la o parte, ne? Oh! Haideți, mă, gata. De groază oamenii ăștia. Bă, stați cu minți, mă, până fac negoțul. După aia scoteți-vă ochii, băteți-vă până vă urâți. Doamne, bă! Extraordinar, așa ceva. Bă, dar poate și eu am dat, mă, cât, na. Nu. Gata, așa e mai sigur. Venim, cer frumos și, na. Treaba-i treaba. Asta e, se întâmplă accidente. Bine, au fost două, trei la început, dar alea nu le-am înțeles. Din ce cauză? Bă, și mulțumesc și băiatului că o lăsa la preț ca să mă ajute și așa. Acum, na. Oricum, și 500 de onis bani, pot să zic. Dar, na, ăsta e arcul. Și l-am luat. Bine, mă. Bă, băieți, vă mulțumesc de prezență și de suport oferit și așa mai departe. Ce pot să vă mai spun? Ce pot să cer de la o breazlă? Am dat un singur strigă. În 2 minute au fost toți aici. Care v-au mai fost pe la boș, pe la aia, da, i-am înțeles. Mulți bănuiesc că ați lăsat bosul și v-ați făcut prezența. Ceea ce e foarte important într-o comunitate de
de genul ăsta ca să ai un asemenea suport ca până la urmă frățiorii tăi, frații tăi să fie alături de tine când ajungi la o asemenea evoluție și să echipezi un asemenea item. Hai să vedem cam cum arată. Da, ăsta e arcul. Da, știu, are o travă, dar noi ce o să facem, nu o să începem să farmăm de pe acum, așa, până nu echipăm, nu echipăm rubin, nu echipăm alchimia în general, toată roata și așa. Hai de poză. Nu știu ce să zic, mă. Eu zic că e ok, a fost o investiție ok, având în vedere că să o faci plus 9 sunt o grămadă de bani, plus are medie ok pentru o travă aia. Așa. Bă, nu știu ce să mai zic, am rămas fără cuvinte. Pă mâine, pă poi mâine o să mă gândesc, o să te explic ce am omis și asta, dar am vrut să fac treaba asta ca să am amintire. Deci video-ul ăsta cred că o să fie unul dintre cele mai importante pentru mine, pentru că a fost atâta lume prezentă, atâta lume mă susține. Mulțumesc și celor pe care nu-i cunosc în joc și îmi sunt alături cu sfaturi, cu păreri bune în general și așa mai departe. Ne apropiem de 1.000 de abonați, fraților, ceea ce pentru mine e wow. Eu mă gândeam să am 102, maxim 300 când am început. Nu m-am gândit să fie chiar atâția și sper din tot sufletul să fie canalul ăsta în continuă creștere. Pentru că, da, după cum știți și voi, acum static, nu mai am același timp cum l-am avut înainte. Și, cum v-am mai spus, viața de familie și viața personală în general e mult mai importantă decât un simplu joc. Cu toate că în jocul ăsta ne distrăm, vorbim, socializăm și așa mai departe, ne relaxăm în general. Acum, cum am tot repetat, orice om își pune treburile principale în prim plan, gen obiectivele principale. După aia, timpul de relaxare și așa mai departe. Fraților, astea fiind spuse, vreau să mulțumesc din nou tuturor prezenți care au fost în video ăsta și care apăreți aici, vă salut și vă mulțumesc din nou. Și da, mulțumesc în special băieților din Breazlă care m-au susținut cu sfaturi și așa mai departe și băiatului care o hotărât până la urmă să-mi vândă arcul la prima ofertă care i-am făcut-o. Mulți o să spuneți că, bă, e prea scump, nu știu ce, dar, na, fiind la nivel mare, având o groază de avantaje prin care poți să-ți mărezi damage-ul, o travă aia, nici nu o simți. Pur și simplu nu există. Așa că eu am fost Mihai și rămâne să ne auzim data viitoare. Ciao!